niște oaspeți neașteptați. Blănosu, puiul de lup, locuia chiar în mijlocul pădurii. Nu se aventura niciodată prea departe de culcușul lui. Nu se duse niciodată în sat, nici măcar nu trecuse pe celălalt mal al râului. De ce m-aș muta vreodată de aici? Casa mea E mai bună decât palatul unui rege, se gândea adesea blănosul, mergând prin pădure. Când obosea, se întindea la umbra unui stejar uriaș. Într-o bună zi, lupului se făcu poftă de o tocăniță picantă de pulpe de gâscă, așa că se duse pe malul apei să prindă o pasăre. Însă gâștele sălbatice îl zăriră și zburară iute din calea sa. Asta e, va trebui să mă mulțumesc cu niște crap, își spuse blănosul, pregătindu-se să-și prindă cina. Era deja în apă până la brâu, când auzi gomotul pașilor care se apropiau. Așa că ieși iute din râu pe celălalt mal și se ascunse în spatele unui copac încercând să-și dea seama cine ar putea fi, văzu apropiindu-se patru străini care păreau prieteni. Erau în mijlocul unei discuții aprinse și toți păreau că se plâng de câte ceva. Guiți, guiți, ați văzut ce mult m-am îngrășat! Sunt atât de mare încât abia mă mai pot întoarce de pe o parte pe alta în cocină. Ham, ham, te înțeleg perfect. Acoperișul cuștii mele are o gaură în el și intră apă înăuntru de fiecare dată când plou. Cine o să-mi usuce plana când se udă? Miau! astea sfleacuri. Eu mă mir că mai trăiesc. Din fericire, pisicile aterizează întotdeauna în picioare. Altfel, mi-aș fi frânt gâtul când s-a rupt scara sub mine urcând în pod. Be, be, nici viața unui nu-i chiar o fericire. Cred că am luat cea mai bună hotărâre când am plecat de la stăpânul nostru. Cele patru animale discutau atât de aprins, încât nici nu observaseră că blănosul le privea de pe celălalt mal al râului zise câinele, oprindu-se în mijlocul potici. Dacă nu mă înșeală nasul, ne urmărește un străin. Cum adică un străin? Sunt eu, blănosul, puiul de lup. Pădurea asta este casa mea, nu a voastră. Așa că voi sunteți străinii, nu eu. Animalele domestice nici măcar nu ar trebui să trăiască în sălbăticie. Păi, mai vedem noi, răspunse câinele. Ne-am sătura de garduri și cotețe, așa că, dacă nu te super, ne-ar plăcea să ne petrecem noaptea aici. O să o luăm din loc în zori. Plănosui măsură pe rând din priviri, apoi îi spuse câinelui: Nu mă supăr dacă rămâi tu aici peste noapte, că doar suntem rude, dar n-am să-i las pe ceilalți să treacă pe teritoriul meu. Am venit împreună și plecăm împreună, zise câinele cu fală și se întinse pe iarba cea fragedă. Dacă nu-i lași pe ei să intre în pădure, nici eu nu mai fac vreun pas. Guiți, guiți, pare să că pădurea nu e un loc tocmai potrivit pentru noi, grohăi porcușorul. Mai bine am pleca imediat de aici. Chiar trebuie, behăie duțul. Mă omoară picioarele. Am călătorit toată ziua. Mi-ar plăcea să trag un pui de somn. Poate avem mai mult noroc mâine, zise pisica, ghemuindu-se lângă dulău și căscând. Curând, cei patru prieteni dormeau duși. În zorii zilei, iedusul se trezi și de foame simți că îi se lipește burta de șira spinării era greu de spus cui era mai foame, eduțului sau porcului. Dar nimeni nu se putea gândi la mâncare atunci, căci aveau altele pe cap. Unde-i câinele?" întrebă somnoroasă pisica. Nu l-ați văzut cumva?" Cred că e în căutarea unui os pentru micul dejun," răspunse iedul. Sau în așteptarea poștașului să poată lătra la el," chicoti porcușorul. Ți-ai pierdut mințile? întrebă pisica. Suntem în mijlocul pădurii. De unde poștași? Animalele stătură puțin pe gânduri, apoi se hotărâră să ia micul dejun. Doar că, în dimineața asta, nu era nicăieri nici fân, nici porum suculent, nici lapte dulce. Pisica le aruncă să o privire și spuse. – se pare că va trebui să ne descurcăm cu ce avem. Adică nimic. Între timp, câinele căuta și adulmeca în continuu pe malul râului. Curios, lupul blănosu strigă de pe celălalt mal. Ce faci, vericule? Ce cauți?" Un os," răspunse câinele. Nu vei găsi niciodată așa ceva pe aici." zise lupul, dând dezamăgi dintr-o labă. Dar nu mă supăr dacă vrei să prinzi un pește din râu. Deși încântat de veste, dulăul îi trecu repede bucuria, căci habar n-avea cum se pot prinde pești. Încercă întâi să-i apuce cu labele, dar se udă repede pe toată blana. Apoi își vârâ coada în râu, dar reuși să prindă doar un rac, nici vorbă de pește nemai având ce ceva să încerce, câinele se întoarse la prietenii săi cu mâna goală. Nici pisica nu a avut mai multă baftă, așa că se duse la lup și îl întrebă. spune te rog, dragă blănosule, unde cresc cârnați în pădure? Mi-e foarte foame, n-am pus nicio firimitură în gură de mai bine de o zi. În pădure cresc numai ciuperci, așa că nu o să găsește aici cărnați. Dar nu mă supăr dacă prinz un șoarece prin luminiș. Deși la început era încântată de idee, pisica nu știa nimic despre vânătoare. Începu să alerge prin luminiș, făcând numai zgomot. Șoricei o auziră și o luară la sănătoasa cât putură de iute. Așa că și pisica se întoarse cu mâna goală. Poate data viitoare, își spuse ea întorcându-se la ceilalți. Mai bine ne întoarcem acasă, Miorlăia cu tristețe. Animalele domestice n-au ce căuta în sălbăticie. Să mergem, behăie duțul, țopăind bucuros. Sunt sigur că stăpânul ne caută, adăugă dulăul. Guiți, guiți, în cuvință porcușorul. Cei patru prieteni își luară rămas bun de la blănosu și porniră spre casă. Nu trecu mult și ajunseră la poarta grădinii, obosiți și înfometați. Dar, din fericire, troaca și vasele cu mâncare erau pline, la fel ca în ziua în care plecaser. După ce terminară de mâncat, își văzură de treabă și nu se mai gândiră niciodată Super.